Bună, sunt Elena Neagu și te aștept cu drag la cursul de wedding planning de la Dallas Go. Am fost foarte încântată să susțin cursurile de wedding planning din București. Eu sunt un om căruia îi plac provocările, îmi place să încerc ceva nou. Am avut parte de câteva cursante care s-au implicat activ în ceea ce a însemnat predarea mea, atât online cât și fizic. Și chiar sper să continuăm cursurile și cu ediția de toamnă. Inițial am început online, un sistem hibrid, ca să zic așa, online cu prezența fizică. Între timp, din ce în ce mai multe au optat pentru prezența online. Eu am continuat să vin fizic pentru că câteva dintre cursante au venit și fizic. Acum ultimele două ședințe le avem în afara spațiului Dallas Go. Suntem în vizită astăzi la Palatul Nobles și pentru cursul de design floral vor merge la un studio de creație florală. Încă de mic am fost atrasă de acest domeniu de evenimente, mi-a plăcut foarte mult să organizez diverse spectacole și asta m-a făcut să ajung aici. Foarte util l-am găsit, am avut o chimie fantastică cu Elena, profesoara noastră, care ne-a împărtășit din experiența ei și chiar apreciez și sunt recunoscătoare că a fost foarte generoasă cu toate informațiile pe care ni le-a oferit. Ne-a oferit oportunitatea de a merge alături de ea la diverse evenimente pe care ea le-a susținut de-a lungul cursului. Ne-a dat exemple și de așa nu și de așa da. Ne-a împărtășit din experiența ei și, cum spuneam, chiar a fost darnică și ne-a dat foarte multe insight-uri. L-aș recomanda atât persoanelor care sunt la început de drum și aș dori să schimbe cariera și să se orienteze către organizarea de nuntă, dar și persoanelor care deja activează în domeniul acesta și își doresc un networking. Cei care sunt pasionați de frumos și de a face oamenii fericiți, de a le aduce puțină liniște și bucurie în suflet. Sincer, tuturor persoanelor care ar dori să urmeze o astfel de carieră pe partea asta de evenimente, nu numai de nunți, pentru că noi nu vorbim doar despre nunți, vorbim despre mai multe tipuri de evenimente. Am încercat pe cât de mult a fost posibil să le prezint un pic partea administrativă a acestei meserii. Ne-am axat pe ce înseamnă o afacere în acest domeniu, care ar fi pachetele pe care le-ai putea propune clienților tăi. Am mers mult și pe partea de contracte, cum să-și prezinte ofertele astfel încât ele să fie cât mai atractive pentru clienților. M-am axat în general mult de tot pe comunicarea cu clientul, astfel încât oferta ta să fie cea câștigătoare și oamenii să te aleagă pe tine ca și wedding planner. Și cum, iar acum continuăm practic cu, vom continua cu partea practică a cursului. Astăzi vom discuta cu cei de la Silhouette, vom vorbi despre ce înseamnă fotografia de nuntă și cât de importantă este relația dintre wedding planner și fotograf în crearea programului de eveniment. Iar ultimul curs va fi cel despre design floral, un aspect la fel de important ca și partea de fotografie. Am avut partea de style shooting, pe care am organizat-o la Narrative Events, unde la fel cursantele au venit și au putut să lucreze alături de mine, să creiem un design de nuntă. Tot ce ține de planificarea și coordonarea unei nunți, chiar și informații despre destination weddings. Elena este axată pe partea asta, pe segmentul acesta și cred că e o oportunitate și pentru mine.
Am cunoscut atât fotografi, cât și designer de flori și alți furnizori din zona aceasta. Cum să trimit, cum să vorbim cu oamenii, cum să facem diverse contracte. În primul rând, profesoara noastră Elena ne-a oferit oportunitatea de a merge alături de ea la diverse evenimente pe care ea le-a susținut de-a lungul cursului. Am și vizitat locuri, am și avut invitați. A fost foarte diversificat, întotdeauna am avut, a fost foarte dinamic cursul. La fiecare oră am avut câte ceva nou. Mereu a fost schimbat, orică a fost mediu, orică am avut invitații, orică am făcut diverse proiecte, orică doar am stat să discutăm, întotdeauna a fost foarte dinamic. Lucrând în domeniu, cumva credeam că îl stăpânesc destul de bine, dar am fost surprinsă să aflu că mai sunt lucruri pe care nu le știam încă. Faptul că am cunoscut lume nouă, lume foarte veselă, foarte sociabilă, am văzut lucruri, foarte multe locuri noi, de care nu știam, bineînțeles, și nu mă așteptam să mergem să vizităm locuri, să avem invitați. Datorită Elenei am acumulat experiențe, cunoștințe noi, pe care sper eu să pot să le folosesc și să le aplic. Am văzut foarte multe perspective diferite de când fac cursul acesta, privesc cu totul altfel viața și multe alte lucruri și mă ajută foarte mult și m-a ajutat foarte mult și cu siguranță o să urmez și alte cursuri la Dallas Go. Wedding Master este un program ambițios al lui Dallas Go, un program de viitor unde cei mai talentați cursanți de la cursurile de planning vor putea face parte dintr-o echipă practic națională ce va putea acoperi toată România din punct de vedere al evenimentelor. Îmi doresc foarte mult ca generațiile noi de wedding planner să urmeze și trendurile internaționale și să încercăm să schimbăm într-un fel evenimentele din România. Practic să ne orientăm către evenimente mai micuțe, evenimente în aer liber, nu clasicul ballroom. Cred că bucuria cuplurilor când, în momentul în care se termină evenimentul și îmi spun este, a fost exact așa cum ne-am imaginat noi.